Bun, mergem bună mai seara. Departe. Bună seara, se bună primiți seara. Cu vaccinarea? A, îmi pare rău să știți că eu m-am vaccinat deja. Ce păcat. Eram pregătit păcat, să vă convingem. Bun, și ați ajuns așa să mergeți din ușă în ușă cu vaccinare? Da. Extraordinar. Și dânsul e domnul asistent? Ce asistent, bossule? Ia vezi cum... Nu, scuze. Așa, nu e asistent medical, domnul este cântăreț. Da, domnul Codel Gheorghiță ne-a pus să formăm echipe mixte, medici și maneliști, și să mergem din ușă în ușă să-i convingem pe români să se vaccineze. Da. Dacă reușește medicul bine, dacă nu, intervine și cântărețul cu niște argumente. Ce argumente? Păi, știți, mulți români au mai multă încredere în cântăreți. Așa? Au să cânt pe aia cu a venit nebunul de salam cu vaccinul number one. Stai parcat, nu e nevoie. Să-mi zici dacă vrei să... E ok. Și cum, le cântați așa oamenilor la ușă ca să se vaccineze? Exact, exact. Uite mă, că s-a precis tu, că e greu de cap, că nu... Da, asta e cea mai bună metodă de convingere, maneaua. Mă scuzați, aici știți cum e cu gusturile muzicale, unora le plac manelele, dar poate că alții nu le suportă. Așa și? Așa și cei care n-ascultă manele, păi acum îi convingeți? Da, tot prin cânta, bosule, cum altfel? Da. A, mai cânta și alte genuri? Mai băgați așa, un folk, un country, o operă? Nu jucăm niciun folk și nu operăm pe nimeni. Tot cu manele îi convingem și pe cei cărora nu le plac manelele. Mm-hmm. Pur și simplu începe să cânte și le spune că nu se oprește până nu se vaccinează. Și funcționează. Funcționează treaba asta? Da, negreșit. Toți cedează până la urmă. Este o idee ingenioasă. Da, putem să trebuie să recunosc că e ceva... Da, domnul colonel Gheorghiță, el trebuie felicitat pentru această idee, pentru că el a venit. Da, colonelul Gheorghiță, sau cum îi spunem noi... Valerică de la militar! Asta e numele de manelist. Da. Numele de manelist al lui Gheorghiță. Adevărat? Extraordinar. Să nu-mi ziceți că și colonelul Gheorghiță cântă manele. Nu? E unele deja le rupe cămașa de militar de pe el. Vai de mine, să-l chemăm aici la emisiune, dar nu vrea să vină. Da, nu m-aș fi gândit. Da. Ați fost și la Aur, la Șoșoacă, la... Am încercat, bostule, dar... Nu? Periculos. Cum așa? Adică ce se întâmplă? Nu prea avem curaj la așa, face urât de tot. Da, foarte nasol reacționează. Dar ce face? Vă bate? Urlă? Vă scuipă? Dansează. Dansează? Doar atât? Doar atât? N-ați văzut-o cum dansează? Vai, ferească Dumnezeu, acum mergem la George Simion și dacă au avut același instructor de dans, eu vă jur, cu mâna pe inimă, mă las de meserie. Hai să ne facem curaj? Ne ține pumnii. Da, vă țin pumnii, la revedere. Numai bine, succes. Și încercați la Șoșoacă și niște Pink Floyd. Da, am văzut că asta îi place ei.